Am venit în parteneriat acest proiect după o discuție amplă, pentru că a trebuit să fie planificat, a trebuit să vedem sustenabilitatea lui, cum putem să-l facem să continue mai departe. Deci s-a făcut ca un parteneriat între Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, Școala de Subofițer Pompier Pavel Zăgănescu, care se află în județul Prahova, Fundația pentru Smurt, și finanțarea a venit de la o sursă privată, de la OMV Petrom. Deci, bineînțeles, aici vorbim nu numai de Colegiul Național Nichita Stănescu, și vorbim de fapt de 15 școli din județul Prahova, vorbim de 29 de clase, în total de 750 de elevi. Ideea de a introduce instruirea pe prim ajutor în școli este una foarte importantă și trebuie să fie o componentă dintr-o instruire mai amplă pe situațiile de urgență și pe prevenirea lor și cum să reacționăm în cazul unor situații de urgență. Cei 750 de elevi care urmează să fie instruiți primesc în școli manechine, primesc inclusiv simulator de defibrilator semi-automat care pentru public să-l acceseze și să lucreze cu el, cum se întâmplă în alte țări. Ideea proiectului este că după finalizarea acestuia în luna mai, vom alege un număr de viitori instructori din rândul elevilor. Vor fi pregătiți ca instructori, după care ei la anul vor lua colegiilor mai tineri și o să instruiască. Și prin asta să asigurăm o continuitate. Și sper că asta să fie doar un proiect pilot, un început, care să-l vedem după asta răspândit în alte județe. Departamentul pentru Situații de Urgență va sprijini orice inițiativă în acest sens și vom implica oricine care dorește să ajute în astfel de proiect. Concret.